Doamnelor și domnilor, bun găsit! Sunt Irina Boțu și urmăriți în continuare cele mai importante evenimente ale zilei, atât din țară cât și de peste hotare. Iată titlurile ediției. Deputații s-au întâlnit joi în ședință plenară. Aleșii poporului au examinat mai multe proiecte de legi, printre care numirea Anei Revenco în funcția de director al Centrului pentru Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării. Ambasada Republicii Moldova în statul Israel continuă să funcționeze în regim permanent. Totodată, situația din Israel continuă să rămână una tensionată. Mai multe detalii urmăriți la știri externe. În ultimele 24 de ore, 12 aeroporturi din Franța au fost evacuate de urgență din cauza amenințărilor cu bombă. Mai multe vă spunem în câteva minute. În perioada 18-19 octombrie, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat o vizită oficială în Confederația Elvețiană la invitația președintelui Alain Berset. În cadrul discuției, cei doi oficiali s-au axat pe subiectele de cooperare moldo-elvețiană. Am avut o primire călduroasă din partea președintelui Alain Berset din Berna. Elveția, un prieten de încredere, ne-a sprijinit cu generozitate de-a lungul anilor. Inițiativele susținute de Biroul de Cooperare al Elveției în Republica Moldova îmbunătățesc nivelul de trai al oamenilor. La discuțiile oficiale au participat și colegii mei Guy Parmelin și Ignazio Cassis și colega mea Elizabeth Baumschneider. Cu Maia Sandu am vorbit despre cooperarea noastră și despre consecințele războiului de agresiune rusesc pentru țara ei, care se învecinează cu Ucraina. În discuțiile cu președintele Berset și membrii Consiliului Federal, șefa statului a abordat și cooperarea economică. Moldova a semnat în această vară un acord de liber schimb EFTA cu Elveția, Islanda, Liechtenstein și Norvegia. După ratificarea acestuia de către legislativul elvețian, companiile din ambele țări vor beneficia de mai multe oportunități. Totodată a fost formalizată cooperarea în domeniul securității sociale și a turismului. Președinta Maia Sandu a menționat că partenerii elvețieni sprijină Moldova în lupta cu corupția. Elveția și Moldova au stabilit relații diplomatice în anul 1992. Trei dintre cele 9 condiționalități ale Comisiei Europene înaintate Republicii Moldova au fost îndeplinite în totalitate, susține ambasadorul UE la Chișinău, Ianis Majoex. În cadrul unei emisiuni la un post privat de televiziune, diplomatul european a menționat că speră la un rezultat bun în ceea ce privește negocierile de aderare a țării noastre la UE. Cred că există toate motivele să sperăm la un rezultat bun privind negocierile. Acest lucru reflectă nu numai munca Comisiei Europene și a UE, ci și munca enormă pe care Moldova a depus-o în ultimul an și jumătate. Am observat o abordare metodică, un plan de acțiune adoptat încă în luna august a anului trecut. Diplomatul a enumerat unele dintre condițiile Comisiei de care Moldova a trecut cu brio, și anume modificarea legislației electorale, implicarea societății civile în procesul decizional și protecția drepturilor omului. Cât despre reforma justiției, oficialul susține că UE nu s-a așteptat la un salt prea mare într-un timp atât de scurt. În ceea ce privește reforma sistemului judiciar, nu ne-am așteptat la progrese rapide. Este o recomandare pe care nu o poți pur și simplu bifa și spune că am adoptat o lege și gata. Reforma judiciară este un proces complex în orice țară. Este un domeniu în care nu poți să tai cu securea, deoarece acest lucru afectează independența sistemului judiciar. Am îndemnat și ne bucurăm că autoritățile au luat în calcul solicitarea noastră că mai bine o mișcare mai lentă, dar mai calitativă. Amintim că pe data de 23 iunie 2022, Republica Moldova a obținut statutul de țară candidată la Uniunea Europeană. Pentru a începe negocierile privind aderarea la UE, Republica Moldova trebuie să îndeplinească 9 recomandări ale Comisiei Europene. Autoritățile de la Chișinău sunt optimiste că aderarea Republicii Moldova la UE ar fi posibilă până în anul 2030.
Cu cât mai devreme copilul începe să învețe ce înseamnă banii și cum trebuie să-i gestioneze, cu atât este mai bine. Este opinia ambasadorului SUA în Republica Moldova, Kent Loxdon, și a fost exprimată în cadrul podcastului de educație financiară The Sens Banilor. În context, Loxdon a adus exemplul Statelor Unite, acolo unde educația financiară este un curs obligatoriu în marea majoritate a școlilor și a liceelor. But most children are 5-6 years old. De obicei, copiii încep să învețe despre finanțe în jurul vârstei de 5-6 ani. Cel puțin așa am făcut eu, când începi să primești o sumă de bani și mergi la magazin să cumperi ceva. Dar face parte de asemenea din procesul de creștere. Încă în liceu, în special, cred că majoritatea școlilor americane se asigură că oferă cursuri despre cum să fii un cetățean responsabil și de asemenea despre cum să gestionezi banii. Deci, în majoritatea școlilor, un astfel de curs este obligatoriu înainte de o absolvire, care atestă că știi cum să gestionezi finanțele și asta înseamnă nu doar cheltuieli și venituri, ci și cum faci un buget, cum ai grijă de finanțele tale, să te gândești la cum ar putea arata o ipotecă sau ce faci cu salariul. În acest sens, Kent Loxton a declarat că guvernul SUA, prin intermediul USAID, susține programele de educație financiară inițiate de către Banca Națională a Moldovei. So we think by working with the National Bank of Moldova. Cred că prin colaborarea cu BNM pentru a lansa această campanie națională de educație financiară vom ajuta toți cetățenii Moldovei, în special tinerii, să învețe despre gestionarea banilor, despre cum să folosească banii, inclusiv online. Deoarece multe dintre tranzacțiile financiare sunt acum efectuate online, aceasta are o importanță dublă, deoarece trebuie să și navighezi pe internet și să știi cum să gestionezi banii în viața de zi cu zi. Totodată, Kent Loxton a declarat că Statele Unite ale Americii au susținut Republica Moldova timp de 32 de ani, iar țara noastră se poate baza pe suportul SUA în procesul de integrare europeană. The United States government stands 100%. Guvernul SUA susține în totalitate aspirațiile Moldovei de a deveni membră a Uniunii Europene și de a rămâne o parte a lumii occidentale, așa cum spune adesea doamna președinte, o parte a lumii libere. Vom face tot posibilul prin programele noastre de asistență să găsim modalități de a sprijini aspirațiile Moldovei și efortul depus pentru alinierea cu politicile Uniunii Europene și munca care se desfășoară în prezent. Noi nu suntem membri ai Uniunii Europene, deci nu avem drept de vot, dar vă puteți baza pe sprijinul nostru. Vom continua să susținem acest lucru cu colegii noștri de la Bruxelles și în parte în fiecare capitală, sprijinind ceea ce credem că este locul potrivit pentru Moldova ca parte a Uniunii Europene. Potrivit ambasadorului SUA în Republica Moldova, pe parcursul a 32 de ani de colaborare, Statele Unite ale Americii au oferit țării noastre asistență financiară în diferite domenii în valoare de peste 2 miliarde de dolari. Un grup comun de diplomați din țara noastră, România și Ucraina, va fi implicat în evacuarea cetățenilor moldoveni din fâșia Gaza. Decizia a fost luată în cadrul unei convorbiri telefonice trilaterale între miniștrii de externe ar celor trei state, transmite serviciul de presă al Ministerului de Externe de la Chișinău. Vicepremierul Nicu Popescu a avut conversații telefonice cu Luminița Odobescu, ministra afacerilor externe a României, și Dmitro Kuleba, ministrul afacerilor externe al Ucrainei, cu care a discutat despre colaborarea echipelor diplomatice pentru a facilita evacuarea cetățenilor noștri din fâșia Gaza. Prin această colaborare ne străduim să asigurăm evacuarea cât mai rapidă și sigură a cetățenilor noștri prin punctul de trecere Rafah, situat la granița cu Egiptul. Potrivit oficialilor de la Chișinău, în acest moment în fâșia Gaza se află aproximativ 120 de cetățeni ai Republicii Moldova, dintre care aproape 50 s-au adresat pentru ajutor la misiunea diplomatică a țării noastre în Israel. Unul dintre angajații ambasadei a fost trimis la Cairo să asiste. Conaționalii trec de singurul punct de control de la granița Egiptului cu fâșia Gaza, dar autoritățile egiptene îl țin închis. De asemenea, potrivit datelor oficiale, pe data de 18 octombrie, 223 de cetățenii moldoveni s-au întors în țară cu un zbor din Tel Aviv, iar 48 au zburat către Israel.
Între timp, Parlamentul Republicii Moldova condamnă atacul Hamas asupra Israelului și recunoaște dreptul acestuia la apărarea legitimă și la protecția cetățenilor. O declarație în acest sens a fost adoptată de către aleșii poporului. Ședința a început cu un minut de reculegere. Deputații au adus un omagiu memoriei celor uciși în timpul conflictului din Orientul Mijlociu. Suntem alături de Israel și poporul său în această perioadă dificilă. Colegi, rog să ținem un minut de reculegere. Textul declarației a fost citit de către deputatul majorității de guvernământ, Oazu Nantoi. Acesta, printre altele, condamnă atacul asupra statului Israel și politicile țărilor terțe care au sprijinit Hamas. Constată că statul Israel are dreptul la legitimă apărare și, în primul rând, la apărarea propriilor cetățeni. Condamnă cu vehemență brutalitatea acțiunilor barbare comise de călăii grupării teroriste Hamas împotriva populației civile, atacuri masive cu rachete, masacrarea populației civile. Constată că populația civilă din sectorul Gaza este o statică politicilor promovate de gruparea teroristă Hamas, pe când scopul anunțat de Hamas de nimicirea statului Israel exclude orice soluție pașnică și sustenabilă acestui conflict cu rădăcini istorice adânci. Deputații opoziției au propus să se adauge mai multe amendamente textului declarației, iar pentru aceasta să se ia o scurtă pauză. Deputații PAS însă au avut obiecții. De dorit încă de adăugat niște pasaje foarte importante, statul Republica Moldova ca un stat pașnic și neutru trebuie să cheme la pace, la oprire imediată necondiționată a tuturor acțiunilor militare, oprirea necondiționată a tuturor atacurilor asupra infrastructurii civile și asupra cartierilor locative. Acest demers trebuie să este valabil pentru toate părțile participante la conflict. Considerăm că trebuie de insistat la misiune umanitară internațională cu scopul de a ajuta populația de pe ambele părți a conflictului, cu scopul de a asigura ajutorul imediat din partea comunității internaționale. Noi nu vorbim de părți participante. De parte noi avem un stat, Israel, recunoscut internațional. Și pe altă parte avem o grupare teroristă care a comis atacuri teroriste. Și eu constat că avem o atitudine lașă similară din partea colegilor, la fel cum au și în cazul invaziei Rusiei în Ucraina. A venit o propunere regulamentară, să luăm pauză, să amendăm anumite momente și să adăugăm careva pasaje, o să accepte, nu o să accepte. Nu, aici trebuie numai decât să apară Comisia Economiei, Buget și Finanțe, care se pricepe mai mult la război decât la economie și să ne dea lecții. Că noi ajungem prin Ucraina, am luat-o prin Transnistria, am ușa să ajungem în Vietnam cu declarația asta cu Israelul. Chiar nu se poate de mers regulamentar. Drept urmare, s-a anunțat o pauză, iar după aceea documentul a fost supus votului, fiind aprobat cu 75 de voturi pentru, însă fără amendamentele propuse de opoziție. Fostul ministru al afacerilor interne, Ana Revencu, a fost numit director al Centrului pentru combaterea dezinformării și a propagandei. Această decizie a fost susținută în Parlament de către deputații Partidului Acțiune și Solidaritate. Totodată, fracțiunile PAS și BEX din legislativ au avut un schimb de replici. După prezentarea candidatului la funcția de director al Centrului pentru Comunicații Strategice și Combaterea Dezinformării, deputații au trecut la runda de întrebări pentru candidat. Aș vrea să știu cum veți ținti, cum veți planifica și cum veți coordona politica editorială a mass-mediei moldovenești și dacă puteți să ne dați câteva exemple în ce state europene autoritatea coordonează politica editorială a mass-mediei. Este în primul rând important să constatăm și cred că cetățenii Republicii Moldova au simțit-o pe bune în ultimii doi ani că dezinformarea în primul rând a devenit o armă letală a războiului hibrid. Și această dezinformare ea țintește nemijlocit siguranța cetățeanului. Ea lovește în unitate
ea lovește în capacitatea statului de a se dezvolta drept o societate democratică. Doamna Revenco, ați interpretat definiția următoare din lege, dezinformare. Eu am întrebat de comunicarea strategică și am întrebat, sunt definiții separate, și am întrebat în ce state europene autoritatea controlează mass media. Nu mi-ați răspuns la această întrebare. Și a doua întrebare, vă rog, care va fi bugetul centrului și care va fi salariul directorului acestui centru? Bugetul centrului. La fel cum prevede legea, avem la dispoziție 2 luni pentru a elabora concepția, planul de activitate a centrului, respectiv acestea vor sta la baza creionării structurii și de aici va fi stabilit și bugetul. Deoarece suntem la final de an, în timpul rămas, aceste activități vor fi sprijinite de parteneri de dezvoltare. Nivelul de salarizare al directorului, precum și al angajaților acestui centru, va fi clar stabilit în proiectul bugetului care va fi prezentat în atenția dumneavoastră în săptămânile ce urmează. Deputații partidului de la guvernare au avut și ei întrebări pentru candidat. Doamne Rebencă, noi evident că salutăm crearea acestui centru și întrebarea ar fi ce acțiuni și ce instrumente veți folosi pentru a reduce cel puțin ponderea cetățenilor care nu sunt informați sau nu sunt bine informați referitor la ce se întâmplă în Ucraina. Repet, nu putem tolera o situație în care atât de mulți cetățeni justifică un război declanșat de un stat agresor împotriva Ucrainei. Acest subiect, falsurile în ceea ce privește invazia Rusiei în Ucraina, vor fi inclusiv subiectul de monitorizare și analiză și se va ține cont exact de acest pericol generat de aceste falsuri atunci când echipa centrului, prin consultații cu partenerii naționali și internaționali, vor crea instrumentele, vor crea acele modele pe care să le pun la dispoziția cetățeanului pentru a ști cum să se informeze corect. După ping-pongul de replici, deputatul PAS, Olesea Stamate, a anunțat verdictul Comisiei Juridice, Numiri și Imunități. Urmarea discuțiilor și audierii candidatei, membrii Comisiei Juridice, Numiri și Imunități au constatat corespunderea de către candidata propusă pentru numirea în funcție menționată a criteriilor legale prevăzute la articolul 12 din legea 242 din 2023 și cu majoritatea voturilor au propus plenului Parlamentului examinarea și adoptarea proiectului de hotărâre numărul 368 din 17.10.2023. Vă mulțumesc! Prin voturile a 60 de deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate, Ana Revenco a fost numită director al Centrului pentru Combaterea Dezinformării și Combaterea Propagandei. Demisia șefului Centrului Național Anticorupție este de neînțeles, o spune șeful Comisiei Parlamentare Juridice, Numiri și Imunități, deputatul PAS Olesea Stamati, care a comentat recent decizia lui Iulian Rusu de a-și părăsi postul. Potrivit Olesei Stamate, demisia directorului CNA implică și încetarea atribuțiilor adjuncților săi. În acest context, Parlamentul ar trebui să numească un nou director cu puteri depline pentru a evita un scenariu de management interimar. Pentru mine este un pic neclar și pentru mine această demisie, mai ales ținând cont de faptul că suntem în plină campanie electorală și cu toate investigațiile pe care le desfășoară CNA-ul pe partea de finanțare ilegală a partidelor și a campaniilor electorale. Ceea ce aș vrea eu să văd este să nu asistăm la o perioadă de interimat, de exemplu. Și, de fapt, nici legea nu prevede acest lucru. Dacă ne uităm în legea CNA, atunci vedem că mandatul adjuncților, de exemplu, deci adjuncții sunt numiți pe durata mandatului directorului. Deci odată ce mandatul directorului încetează de drept și mandatul adjuncților și respectiv apare întrebarea dacă poate sau nu poate fi numit cineva interimar. Eu cred că nu este bine să avem un interimat la această instituție, așa cum nu este bine să avem interimate și la Procuratura Generală și în alte structuri. Respectiv, obiectivul este, în cazul în care demisia domnului Rusu va fi acceptată,
să fie propus spre numire o persoană pe funcție de plină. La rândul său, comentatorul politic Anatol Țăranu consideră că autoritățile trebuie să explice societății procesele interne în desfășurare, întrucât lipsa de transparență este incompatibilă cu dorința de a deveni un stat cu adevărat european și democratic. Putem să constatăm că Drăgălin l-a bătut pe Rusu. A existat un conflict pe care l-au văzut toți. Acest conflict s-a desfășurat în văzul opinii publice. Rezultatul a venit, Rusul a dimisionat, iar Drăgălin triumf. Asta e în condițiile când nu există explicații. Omul de rând o să facă explicațiile sale, așa cum le fac eu. Din păcate, la acest capitol, democrația politică la noi în Republica Moldova este deocamdată în fază incipientă. Potrivit legii, directorul CNA este numit de Parlament cu voturile majorității deputaților aleși și la propunerea cel puțin 20 de parlamentari cu avizul pozitiv al Comisiei Juridice Numiri și Imunități. Mandatul directorului CNA este de 5 ani, fără posibilitatea de numire pentru un nou mandat. Guvernul a propus îmbunătățirea mecanismului național de implementare a sancțiunilor internaționale la care Republica Moldova a aderat. O decizie în acest sens a fost aprobată de către executiv pentru implementarea Planului Național de Deoligarhizare în cadrul agendei europene a țării noastre. Una dintre cele mai importante și mai complexe măsuri este blocarea fondurilor sau a resurselor economice ale anumitor persoane fizice sau juridice sub sancțiuni internaționale. Prin urmare, proiectul are scopul de a clarifica toate aspectele problematice ale aplicării acestei măsuri, a menționat ministrul Justiției. Legea prevede modalități concrete prin care se asigură măsurile restrictive internaționale pe teritoriul Republicii Moldova și a regimului juridic a actelor prin care se va asigura acest mecanism. Totodată clasificăm și indicăm clar că categoriile de acte care pot fi contestate și în instanță de judecată în cazul în care persoana față de care se aplică aceste restricții nu este de acord. Modificările vizează atât împuternicirile clare, cât și responsabilitățile instituțiilor guvernamentale care vor reglementa problema. De asemenea, se instituie un organ special nou destinat adoptării deciziilor interne de punere în aplicare a măsurilor restrictive, Consiliul Interinstituțional de Supervizare, care și va coordona activitatea celorlalți actori implicați în acest mecanism și va asigura o interacțiune mai eficientă a acestora. De asemenea, se completează cu un bloc nou de prevederi privind descrierea măsurilor restrictive internaționale, și anume cea privind blocarea fondurilor sau resurselor economice, precum și mai multe aspecte patrimoniale ce decurg din aceste măsuri. De asemenea, din nota explicativă a documentului rezultă că în cazul în care faptele au fost săvârșite de către autoritățile sau guvernele anumitor state cu referire la acești subiecți, pot fi impuse și anumite restricții la import, export, tranzit, servicii, transport sau comunicații, embargo asupra armamentului sau a altor mărfuri strategice, precum și suspendarea totală sau parțială a relațiilor economice. Un nou post de televiziune pe piața mediatică din Republica Moldova. Unul dintre operatorii de cablu din țara noastră a început recent transmiterea canalului televizat Moldova Europeană. Lansarea acestuia nu a fost anunțată, iar unii telespectatori au reacționat pe rețelele de socializare. Totuși, șefa Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu, a declarat pentru presă că Moldova Europeană nu a fost inclusă în registrul posturilor de televiziune înregistrate. Ea că chiar mulțumesc că ne-a dat guvernarea televiziunii liberă și independentă. În sfârșit avem acest ne uităm la Moldova Europeană. Informația referitor la o nouă televiziune în plină campanie electorală a apărut inițial pe rețelele de socializare. Noul furnizor de servicii media care a apărut pe rețeaua operatorului nu a primit însă licență de difuzare. Această informație a fost confirmată pentru portalul Newsmaker de către președintele CEA, Liliana Vițu. Oficial pot spune că acest post de televiziune nu figurează în registre. Vom discuta această problemă la următoarea ședință a membrilor CEA. Reporterii noștri au încercat să o contacteze telefonic pe Liliana Vițu, dar aceasta nu a răspuns la apel. Am trimis ulterior și o solicitare pe adresa de e-mail a Consiliului Audiovizualului, dar până la momentul difuzării acestui material nu am primit un răspuns. Reacția reprezentanților Consiliului Audiovizualului o vom mediatiza în următoarele buletine informative.
Municipiul Chișinău are nevoie de un plan urbanistic general cu integrarea suburbiilor, cu reguli stricte și clare în construcții, patrimoniu, spații verzi și infrastructură publică. O spune candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Lilian Carp, care a propus soluții cu privire la protejarea Chișinăului de dezvoltarea haotică și construcțiile ilegale. Vom lăsa un program comun cu guvernul de combatere și demolare a construcțiilor ilegale și vom lansa un program de reabilitare a fațadelor, clădirilor din centru istoric, eliminând gunoiul vizual. Toate aceste lucruri pot fi făcute dacă noi vom avea o viziune foarte clară cum noi dezvoltăm acest oraș. Despre felul cum noi dorim să dezvoltăm patrimoniul istoric, centrul istoric a municipiului Chișinău. Totodată, candidatul PAS mai spune că nu va permite construcția de blocuri în curți și pe terenurile de sport. Sinceritatea este cea mai bună diplomație, afirmă candidatul PSRM pentru primăria municipiului Chișinău, Adrian Albu. Potrivit acestuia, lucrurile bune reușesc mai mult atunci când ești sincer, iar acesta este un principiu de care se conduce în viață și care vrea să îl aplice și în politică. Но лично я как политик, для меня все намного проще. Pentru mine ca politician totul este mult mai simplu. Când merg la un om, vreau să înțeleg problema și mă strădui să rezolv problema fără strategii, fără tactici, fără nimic. Am instrumente pe care mă strădui să le folosesc, tacticile și strategiile le folosesc cei care au planuri mai ambițioase pentru viitor. Nu spun că eu n-am planuri și nu sunt ambițios, dar la momentul actual pentru mine contează nu atât viitorul politic, cât prezentul. Adrian Albu figurează cu numărul 10 în lista de candidați înregistrați de către CEC pentru șefia capitalei. Candidatul Partidului Național Liberal, Roman Mihăieș, este convins că în capitală va avea loc turul 2 de scrutin. Mai mult, el este sigur că va acumula încă din prima încercare un număr surprinzător de voturi. Mai e o chestie importantă și anume prezența la vot. Cât e mai mare prezența, cu atât mai mult este garantat turul 2. La o prezență cerca 42-45%, turul 2 va fi garantat, pentru că Năstase, una dintre cauzele din care a pierdut alegerile în 2019 împotriva UCEBAN, a fost că prezența mică la vot în turul 2 și lipsa unei unii care nu l-au votat atunci prin Năstase din mai multe motive. În prezent, eu consider că unioniștii au cine vota în turul întâi, inclusiv cu mine, și eu sper să am un rezultat destul de bun, care pe mult o să-l surprindă în turul întâi la Chișinău. Roman Mihăieș figurează cu numărul 15 în listele aprobate de către CECA candidaților pentru funcția de primar general al Chișinăului. Iar candidatul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa, Arina Spătaru, este sigură că poate rezolva problema câinilor fără adăpost din capitală. Într-un filmuleț video postat pe rețelele de socializare, dânsa a explicat că soluția este, de fapt, identificarea sursei problemei. Acest subiect este deseori ignorat și din cauza că pe acest subiect primarul, oricare ar fi el, nu își poate face PR politic. Nu sunt mulți bani de sifonat și nici terenuri de privatizat. Iată de ce, după 30 de ani de independență, problema animalelor fără adăpost rămâne o problemă națională. Problema a rămas la fel de actuală și fără o abordare sistemică la nivel național nu va dispărea. Iată de ce propunem următoarele. Începem de la sursa problemei. De unde apar în fiecare an noi câini abandonați. Spătaru mai spune că problema ar putea fi rezolvată dacă toți câinii, atât cei cu stăpâni cât și cei fără adăpost, ar fi înregistrați într-un registru de evidență. Reprezentanții celui mai mare furnizor de energie termică din țară, Termoelectrica, spun că în scurt timp ar putea fi create condițiile necesare pentru o reducere a tarifelor la gazele naturale. Potrivit unui comunicat de presă emis de către companie, aceasta se poate întâmpla după conectarea agențiilor guvernamentale la sistemul centralizat.
În noul sezon de încălzire 2023-2024, Termoelectrica va reconecta la sistemul centralizat de încălzire 15 instituții publice. Printre aceste instituții sunt Direcția Generală pentru Administrarea Clădirilor Guvernului Republicii Moldova, Serviciul Vamal al Republicii Moldova, Centrul Național Anticorupție, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, anterior clădirile Parlamentului, cea a Președinției, cea a Comisiei Electorale Centrale și o serie de instituții medicale au fost readuse în rețea. Astfel de consumatori mari, după cum se precizează în comunicat, ajută la îmbunătățirea eficienței întreprinderii. Consumul de energie termică produs în regim de cogenerare va contribui la optimizarea utilizării resurselor energetice și la reducerea impactului asupra mediului înconjurător. Totodată va spori producția de energie electrică, consolidând securitatea energetică a țării și sunt create premise de reducerea tarifului la energia termică pentru consumatori. Amintim că decizia de ajustare a tarifelor este luată de către reprezentanții Agenției Naționale de Reglementare în Energetică la solicitarea întreprinderii furnizor. În acest moment, tariful la încălzire în Chișinău este de 3267 de lei per gigacalorie. Ultima dată când autoritatea de reglementare a ajustat prețurile a fost în luna iunie 2023. Urmează o scurtă pauză de publicitate, rămâneți aproape! Ministerul Sănătății se angajează să susțină și să modernizeze continuu sistemul de sănătate pentru ca cetățenii să beneficieze de servicii medicale de calitate. Asigurările vin din partea secretarului de stat al Ministerului Sănătății, Alexandru Gaznaș, și au fost făcute în cadrul unui eveniment de donație a unui lot de defibrilatoare semiautomate moderne care a avut loc la Spitalul Raional Orhei. Acest eveniment nu este doar despre defibrilatoare, cum ziceam, este despre această colaborare, despre determinare și despre dorința noastră comună de a asigura că fiecare cetățean al țării noastre primește acea îngrijire de care are nevoie. În calitate de secretar de stat, îmi asum această responsabilitate că aceste defibrilatoare să fie distribuite corect. Este un angajament în care Ministerul Sănătății zice foarte clar un mesaj în care ne angajăm să ne dezvoltăm și să modernizăm continuu sistemul nostru medical de sănătate, ne angajăm să asigurăm că accesul la servicii medicale de calitate pentru fiecare cetățean. Potrivit reprezentanților OMS în Republica Moldova, în cadrul donației, pe lângă oferirea celor 57 de defibrilatoare, circa 80 de specialiști au fost instruiți în utilizarea acestora în diferite domenii. Noi la OMS, împreună cu Ministerul Sănătății și donatorii, ne ocupăm anume de creșterea capacităților personalului medical în utilizarea acestor echipamente. 13 medici din acest spital au fost instruiți în utilizarea echipamentelor în asistență chirurgicală, iar alți 70 de profesioniști din toată țara au fost instruiți în domeniul îngrijirii de urgență. Cele 57 de defibrilatoare care vor fi distribuite în instituțiile medicale din țară au fost donate de către Organizația Mondială a Sănătății cu suportul financiar al Germaniei și Elveției. Valoarea donației este de peste 400.000 de dolari. Camioanele blocate la trecerea Rafah dintre Fâșia Gaza și Egipt vor avea undă verde să livreze ajutorul umanitar. Israelul a permis în această săptămână trecerea a 20 de camioane care transportă alimente, apă și medicamente. Președintele egiptean Abdul Fattah al-Sisi a autorizat trecerea camioanelor după un apel al președintelui american de la Air Force One. Jurnaliștii care călătoresc cu Joe Biden au relatat câteva detalii din declarațiile lui referitoare la acordul cu liderul egiptean. Potrivit lui Biden, marfa umanitară va trece cel mai probabil de punctul de trecere a frontierei Rafah numai de vreme de vineri. Potrivit acestuia, agențiile ONU se vor ocupa de distribuirea ajutorului în Gaza. Dacă totul decurge fără probleme și fără interferența Hamas, restul camioanelor de ajutor care așteaptă la graniță vor avea voie să intre în Gaza. Șeful Semilunii Roșii din Sinaiul de Nord, Khalid Zayed, a declarat anterior că peste 200 de camioane cu 3.000 de tone de ajutor umanitar așteptau pe partea egipteană lângă Rafah.
Israelul a fost de acord ca ajutorul umanitar să circule din Egipt în Gaza. Permiteți-mi să fiu clar, dacă Hamas deturnează sau fură acest ajutor, va demonstra încă o dată că nu îi pasă de bunăstarea poporului palestinian. După Biden, prim-ministrul britanic Rishi Sunak a vizitat Israelul. Înainte de plecare, el a spus că, cităm, atacul asupra spitalului Al-Ahli ar trebui să fie un punct de cotitură pentru liderii din regiune și din întreaga lume, care trebuie să se unească pentru a evita o nouă escaladare periculoasă a conflictului. Între timp, Comisia de Informații a Senatului SUA, după ce a studiat datele de informații, a raportat că atacul asupra spitalului din Gaza a fost efectuat de militanți și nu de armata israeliană, scrie presa americană. Organizația teroristă Hamas, care controlează fâșia Gaza, neagă orice implicare. Orice spital care nu mai funcționează este un dezastru pentru noi. Nu știm unde vom trimite răniții, lucrăm cu frică după atac. Forțele de apărare ale Israelului au declarat joi seară că au lovit din nou poziții Hezbollah în apropierea graniței din sudul Libanului. Serviciul de presă al IDF scrie că atacul a fost un răspuns la focurile lansate pe teritoriul israelian. În mai multe orașe din lume, în noaptea de miercuri spre joi, au avut loc proteste în masă împotriva violenței din Orientul Mijlociu. Astfel, la Berlin și Frankfurt, mitingurile de susținere a Palestinei s-au încheiat cu ciocniri între poliție și protestatari. Manifestanții au incendiat coșurile de gunoi și au lansat petarde în adresa oamenilor legii. Drept urmare, mulțimea a fost împrăștiată cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă. Mitinguri pentru rezolvarea pașnică a conflictului din Orientul Mijlociu au avut loc și în Spania, Grecia, Țările de Jos și Franța. În Istanbul, un protest s-a transformat în ciocniri cu poliția. Aproximativ 60 de persoane au fost rănite, iar 5 instigatori ai revoltelor au fost arestați. La Berlin, participanții la proteste neautorizate au aruncat cu pietre și sticle în oamenii legii, iar zeci de persoane au fost reținute. În capitala Iordaniei, demonstranții agresivi au încercat să ia cu asalt ambasada Israelului. Serviciile de securitate au folosit forța. Mai multe persoane au fost rănite, printre victime se numără și polițiști. La New York au avut loc demonstrații simultane, atât în sprijinul palestinienilor, cât și în sprijinul Israelului. Poliția a fost nevoită să separe cele două grupuri pentru a preveni confruntările. Una din grupările care au cerut încetarea focului în zona de conflict palestiniano-israelian are reușit să pătrundă în Capitoliu. Drept urmare, polițiștii au reținut circa 300 de persoane, trei dintre acestea fiind acuzate de agresarea oamenilor legii în timpul serviciului. Proteste au avut loc și la Atena în sprijinul atât a Israelului cât și a Palestinei. Aproximativ 50 de persoane au venit la ambasada țării pentru a-și exprima solidaritatea cu Tel Aviv. Evenimentul a fost organizat de Asociația de Prietenie Israel-Grecia. Participanții i-au numit pe cei din Hamas teroriști precum ISIS și au cerut eliberarea imediată a ostaticilor deținuți în fâșia Gaza. În ultimele 24 de ore, 12 aeroporturi din Franța au fost evacuate de urgență din cauza amenințărilor cu bombă. Potrivit presei locale, 9 dintre acestea au primit scrisori anonime despre presupuse bombe care s-au aflat în clădiri. În urma inspecției, zborurile au fost suspendate. 3 aeroporturi din Paris, Charles de Gaulle, Orly și Le Bourget au funcționat însă fără întrerupere. Compania de administrare a aeroportului a spus că rămâne pe deplin vigilentă cu privire la situația. Dincolo de aeroporturi, o alertă cu bombă a determinat evacuarea Palatului Versailles pentru a treia oară în 5 zile. În Franța, țară care încă este zguduită de omorul unui profesor de către un islamist în urmă cu doar câteva zile, aproape 200 de persoane au fost arestate în ultima săptămână pentru acte antisemite. Iar la Berlin, miercuri seara, o sinagogă a fost atacată cu cocktailuri Molotov. Guvernul german a condamnat ferm atacul, care, din fericire, nu a provocat niciun prejudiciu. Pe la ora 4 dimineața, 2 cocktailuri Molotov au fost aruncate în clădire. Slavă Domnului că nimeni nu a fost rănit. Sticlele nu au ajuns în clădire, au căzut pe stradă.
Germania, Italia, Belgia și Franța au sporit măsurile de securitate. Din diferite orașe vin amenințări false, forțând evacuarea locurilor publice. Autoritățile reamintesc oamenilor că răspândirea de informații false poate fi pedepsită cu închisoare și amenzi usturătoare. Parlamentul georgian nu a reușit să o pună sub acuzare pe președintele Salome Zurabishvili. Demisia ei a fost susținută de doar 86 de deputați dintre 100 și doar unul a fost împotrivă. Reprezentanții opoziției parlamentare nu au participat la procedura de vot. Conform legislației georgiene, care reglementează procesul de demitere a președinției, dacă Parlamentul nu reușește să ia o decizie de revocare a șefului statului din funcție, subiectul este scos de pe ordine de zi, iar în următorul an, aleșii poporului vor fi în incapacitate de a aduce o acuzație similară împotriva Salomei Zurabishvili. Demisia ei a fost inițiată de către partidul de la guvernare, Visul Georgian. Motivul înaintării impeachmentului au fost vizitele președintelui în lunile august și septembrie în mai multe țări, printre care Germania și Franța, fără acordul guvernului. Pe data de 16 octombrie, Curtea Constituțională a constatat că Zurabishvili a încălcat legea. După ce decizia a fost anunțată, Zurabishvili a spus că nu are de gând să-și dea demisia. Comisia Europeană a propus în înăsprirea regulilor de eliberare a vizelor pentru turiști. Astfel, comunitatea intenționează să rezolve problemele legate de migrația ilegală și securitatea în Uniunea Europeană. În prezent, 60 de țări au acorduri de călătorie fără viză cu UE. Cetățenii acestora pot intra liber în spațiul Schengen timp de până la 3 luni. Membrii Comisiei Europene se tem că țările cu un regim fără vize ar putea fi folosite ca puncte de tranzit pentru migranții care doresc să intre în UE. Uneori aceștia cumpără pașapoarte europene pentru a trece liber frontierele, a declarat comisarul european pentru afaceri interne Ylva Johansson. Anul trecut am primit aproximativ 150.000 de cereri de azil de la cetățeni sosiți din țări fără viză. Aceasta este o cifră uriașă. Nu acesta este motivul pentru care am anulat verificările documentelor de călătorie. Sunt țări care au un regim fără vize la noi, aici unde se vând pașapoarte și cetățenie ieftin. Oamenii care le cumpără reprezintă o amenințare la adresa securității Uniunii Europene. Uniunea Europeană dorește să suspende vizele pentru mai mult timp și să fie mai strictă în privința încălcărilor de călătorie. Țările UE pot închide granițele în cazul unui aflux mare de migranți. Analiștii se așteaptă la o depreciere semnificativă a euro. Principalele instituții financiare, JP Morgan și Citibank, și-au revizuit previziunile pentru moneda zonei euro și cred că ar putea atinge paritatea față de dolar, scrie Financial Times. Între timp, Fondul Monetar Internațional se așteaptă ca Germania să devină cea mai mare economie avansată cu cea mai proastă performanță în 2023. Principalul motiv pentru slăbirea monedei euro, potrivit experții, va fi o creștere bruscă a prețurilor la resursele energetice exportate în Europa. După escaladarea conflictului israeliano-palestinian, cotațiile futures pe gaze europene au crescut cu 26%. O comisie parlamentară creată pentru a investiga asaltarea Congresului Național a adus acuzații împotriva fostului președinte Jair Bolsonaro. El este considerat vinovat de tentativă de lovitură de stat, violență politică și conspirație criminală. Ancheta împotriva lui Bolsonaro a durat 5 luni, iar raportul final conține 1300 de pagini. Acesta va fi transferat Procuraturii Generale din Brazilia, iar departamentul va trebui să decide dacă va aduce acuzații oficiale împotriva fostului președinte. Pe lângă Bolsonaro, încă 60 de persoane sunt acuzate de implicare în asaltarea Congresului Național, inclusiv foști miniștri și ofițeri militari. Avocații politicianului au numit raportul incomplet și părtinitor. În opinia acestora, fostul președinte nu a avut oportunitatea să prezinte argumente în apărarea sa. Amintim că la data de 30 octombrie, Brazilia a organizat al doilea tur al alegerilor prezidențiale, în care Lula da Silva a câștigat cu un rezultat de aproape 60%. După aceasta, susținătorii lui Bolsonaro, care credeau că rezultatele votului au fost fraudate, au luat cu asalt reședința prezidențială, clădirea Congresului și Curtea Supremă. Ulterior, instanța a decis că fostul președinte este
este parțial responsabil pentru consecințele acestor acțiuni. În acest sens, i s-a interzis să candideze la funcția de președinte timp de 8 ani. Bolsonaro neagă toate acuzațiile. Acesta spune că se afla în Florida în timpul revoltelor. În Frankfurt, Germania, s-a deschis cel mai mare târg de carte din lume. Programul celui de-al 75-lea Forb, printre altele, reflectă situațiile actuale de criză din lume, de la situația din Ucraina până la conflictul palestino-israelian. Cancelarul german Olaf Scholz și-a anulat participarea la ceremonia de deschidere din cauza călătoriilor în Israel și Egipt. În schimb, la eveniment a fost prezent ministrul german al culturii, Claudia Roth. Acum avem nevoie de libertate de gândire, diversitate de cărți și puncte de vedere. Și aceasta este exact ceea ce reprezintă târgul de carte de la Frankfurt. Invitatul de onoare la târgul de anul acesta a fost Slovenia, prezentând jurnaliștilor pavilionul sloven. Scriitoarea Marjana Kunta a atras atenția asupra modului în care istoria influențează literatura. Granițele de stat ale Sloveniei s-au schimbat semnificativ de-a lungul istoriei. Teritoriul Sloveniei aparținea diferitelor popoare și toată această influență germanică, mediteraneană, slavă și-a pus amprenta asupra vieții de zi cu zi a Sloveniei, asupra culturii și artei sale. Filosoful sloven Slavoj Žižek a provocat o reacție puternică la ceremonia de deschidere, ținând un discurs care a fost întrerupt de mai multe ori de către public. Žižek a condamnat atacul Hamas, dar a criticat și Israelul pentru nerespectarea sa, potrivit lui, a palestinienilor. Autobuzul care îl transporta pe Paul McCartney și trupa Wings în turneul lor prin Europa în anii 70 este scos la licitație. Organizatorii licitației speră să obțină aproximativ 300.000 de dolari pentru acesta. În ultimii ani, transportul se află în Spania, acolo unde a fost complet restaurat, revenind la aspectul inițial. Așa arată autobuzul cu care Paul McCartney și trupa sa Wings au făcut un turneu în Europa în 72. Acum câțiva ani, el a fost găsit într-o stare deplorabilă în Tenerife, Spania. Restaurarea a durat 3 ani. Paul McCartney și soția sa Linda au fondat grupul în 1971, iar în 72 au plecat într-un turneu european. Ei au decis să susțină concerte neprogramate la universități, vânzând bilete cu 50 de cenți. În timpul turului, autobuzul Bristol cu etaj din 1953 a parcurs 12.000 de kilometri. Muzicienii i-au vizitat Franța, Germania, Belgia, Norvegia, Suedia, Finlanda, Danemarca și țările de jos și au susținut și concerte în Marea Britanie. Acestea au fost știrile, dragi telespectatori, vă îndemnăm să rămâneți și în continuare alături de postul nostru de televiziune, astfel încât în grilă puteți urmări filme, seriale, emisiuni de divertisment, dar și analitice. Eu sunt Irina Boțu și vă mulțumesc pentru atenție!